oamenii buni, astăzi o să vă arăt cum va arăta caracterul meu în 2028. Dacă vreți să vedeți, nu uitați să dați un mare like și să înceapă. Ok, sau de cu camera mea. Că facem aici intro-ul, da. El va arăta așa. Un pachet de animație, vedeți? S-ar putea să nu-mi iau fața asta, pentru că nu știu dacă e valabilă această față. Nu știu dacă e valabilă. Dar, după cum vedeți, așa va arăta. Dar nu o să am această ținută. Bine, eu o să le am roșii. Roșii, ca aici. Doar că o să am o dungă albă pe aici, o să vedeți voi. Uite Builderman-ul! Builderman! Ce faci? Hello, Builderman! Uite Builderman-ul! Hello, Builderman! Unde e Builderman-ul? Aolo, cam sta prea mult. Că m-a apucat noaptea. Hei, Builderman! Israel, ai alt nume. Bun, prieteni, să trecem cum va arăta caracterul. Această față se numește. Această față este una care a spus istorie, știu. Care se numește Rainbow Breath Face. Se numește Rainbow Breath Face. Hai să căutăm ce noi. Rainbow Breath Face. Să vedem dacă e valabil. Hai că am uitat cum se numea. Da, o să mă uit doar eu. Hai că nu mai pot. Ce credeți că scap așa cu una, cu două, cam ăsta lângă mine? Jocul ăsta. Ok. O să-mi schimb total animația. Fix la vedere. Fix la vedere animația. O să-mi las acesta cu pisicuța asta, flopa, care l-am creat tot eu. Da, care cred că, eu cred că cam o să fie, s-ar putea, o să-mi testez și pe ăla cu Bingo, care tot eu l-am făcut. Ok, o să-mi las părul, dar chiar, oare mi-o fi apărut ăla? Ia stați așa, flopa. Acum caut doar pe al meu. Oficial. Nu spune că mi-apare tricoul meu. Nu, doar dacă căutați voi, că la mine momentan, pentru că e ăsta al meu, nu mi-apare, dar puteți să căutați voi, să intrați pe joc, ați văzut, se numește Outfit Editor, uitați acolo, frumos. Ok, nu e aici, trebuie să căutăm Dynablocks. Deci, așa va arăta. Bun, oameni buni, nu cred că voi reuși din prima. Da, trebuie să caut aici. Dynablocks. Da. O să ne luăm noi un de la
Dar putem să căutăm fața care se numește ceva cu rainbow. Arăta. Rainbow Breath Face îl cheamă. Hai să încercăm să căutăm. Ce să mai zic? Da, o să-mi scoși și înghețata aia sandwich de la gură. Nu știu dacă ați observat, dar cu câteva seri, da. Gândiți-vă și voi că în doar 5... Cred că vreo 5 zile de când mi-am cumpărat Robux. Voi vă dați seama că am mai rămas doar cu 12 în momentul de față? Vreau să-mi scrieți în comentarii ce vreți să cumpăr. Să vă arăt mai bine cum mi-ar sta cu Dynablocks ăla? Sau vreți să vă arăt aia mă cum îi spune? Sau vreți să vă arăt? Sau vreți să-mi cumpăr donație de 10 Robux pentru Bingus? Scrieți în comentarii ce vroiați voi, că eu o să-mi cumpăr la Dynablocks. Apropo, mă joc și Raisea Bingus, nu doar Flopa. Ok. O să căutăm Dynablocks. Nu știu de ce. A, era la recomandate. Eu vreau la ăsta. Dynablocks aici vreau să scriu. Vedeți? Altă treabă. Și o să am acest caracter drăguț pe care o să-l iubesc că toată lumea stăți așa. Nu știu pe care să-l iau. Voi pe care sunteți de acord să-l iau? Că eu nu știu, trebuie să aleg. Băi, eu spun că cu ăsta mi-ar sta bine. La favorite cu el. Și mai trebuie să căutăm numele fasei. Numele fasei este Rainbow, nu știu cum. Că mereu uit. La favorite, că am adăugat-o. Rainbow Breath Face. O să o las și pe ecran să văd. Rainbow, o să căutăm pe YouTube să ne dea. Rainbow Face. Dare to enjoy a magical world. Cred că e un cod special. Alright, Joe, what is going on? Is the newbie? A lot of people don't actually know this. All items. Da, oare? Rainbow Barface recently, or not recently, but I've talked about it. Da, nu e pentru vânzare, dar s-ar putea să-l și intre. S-ar putea să-l intre. So obviously that... Că mi se pare că a intrat. Then we're gonna press a few all items. Dar o să încerc eu ceva. Dacă vreți să știți. Updated, and then what we're going to do from here is we're going to type in okay. Rainbow Barface, which I'm going to try my best to go ahead and type. Rainbow Barface is right here. Whoops, I accidentally typed it wrong. But yeah, you guys can see it right here that this is what the item looks like. Now, I actually own this item. To pull in multiple codes, it's code explored in order to the fourth thing, which is showed into Google right here, or I actually just go ahead and you show the Roblox Wiki fandom. Trebuie să căutăm. At my local Target, I live in a big city, and even they had a bunch of Rainbow Barface. Roblox Rainbow Barface, să căutăm. Spune că trebuie să intrăm pe Wiki, fandom. Și ce ne mai spune? A
trebuia să... Da, spune un cod. Bine, dar ăsta... Ia. Ăsta ne ajută mai mult decât ăia acolo. Codurile. If I actually go ahead and copy and paste this into Google right here, or I actually just go ahead and search. Right click. You guys can see this is pretty much what it looks like. Now, I want to try and find a picture of like the box. Not, I didn't get out of these blind boxes. That would have taken too long. But I'm trying to find it. If I can't find it, I'll show a picture on screen. But it came out as something like this. You guys can see right here. It came out okay, as something like this. Okay, how I got it. And I saw a bunch. So how you can go ahead and do this for yourself is that you need. How I got it. And I saw a bunch of these. And I actually went ahead and bought it because they were just sitting. Și ce trebuie să mai facem ca să o avem? But you know, obviously, that's just something really, really cool. So how you can go ahead and do this for yourself is that you need to actually. Să căutăm doar aia pe Google. You should tell him. Maybe you should tell him like, do you have any more? You can't just say, you know, do you have any more rainbow bar faces? Because nobody knows what that is. Just ask, you know, do you have any Roblox toys in the back or something? And oh, no, there's this, but actually, yeah. What are Roblox at roblox.com/back? I managed to... nu-mi place. Okay, you also check. Alright, guys, let's get started. I'm going to be talking. Recommend you guys just go to your local. Ok, și ce trebuie să facem? Pe bune? Ce naiba jucurie? Ok. Uite-l nimic. Ia stați așa, știu eu o modalitate. O să pot să copiez acolo. Și știu ce o să fac. O să o... Ia codul, să vedem codul. Hello, how is that? Four faces. I didn't show me it. It's just whatever at this point. At least it's more for you guys. But I hope this... what is the avatar shop right here, okay? And then we're gonna go to body parts and then we're gonna click faces. Asta nu-mi place că, practic, n-ajută oamenii. Nu face nimic. Nu știu că asta a venit-o. Ce să întrebăm aici? How to get... Cum să îl obțin? Ok. Ia să căutăm direct. Deci, știm că nimeni nu crede în chestiile făcături. Și chiar astea sunt. De fapt, cred că e la vânzare. S-ar putea să fie. Nu mă interesează ăsta, vreau body la fețe. Că acolo n-ai mai fețele. Da, chiar, am uitat să vă arăt niște chestii. Am auzit că urmează în curând să scoată jachetele
sau tricourile reale, ați auzit bine. Adică să vă arăt, de exemplu, căutăm Roblox. O șachetă, orice ar fi el. Nu contează, sunt... Să vă arăt. Uite, exact acestea vor să le scoată pentru că sunt bune și... Da. Asta nu ar trebui să fie free, să știți, să nu mai fie la vânzare, știți? Nimeni să nu mai avea acces. Deci, la revedere când vă scoate amândouă. Și mai sunt de-astea pantaloni ăștia. Și pantaloni am auzit. Da, vă rog să nu vă cumpărați niciodată acest caracter. Acesta puteți doar dacă sunteți fete. Bine, puteți și dacă sunteți băieți, dar are nume de fată acest caracter. Deci, să nu știți Roblox. Asta Roblox, dar vă rog să nu vi-l luați pe ăsta, că mai multe conturi șterse a fost după ce toată lumea și le-a luat. Da. Da, prieteni, noi ne revedem data viitoare, pa, pa!